Accident rutier la intrare în Deva, două mașini s-au ciocnit frontal. Traficul a fost blocat zeci de minute, însă, din fericire, victimele au scăpat cu răni ușoare. Două autoturisme s-au ciocnit frontal pe drumul național 7 la intrarea în municipiul Deva. Accidentul rutier s-a petrecut miercuri după amiază, iar timp de câteva zeci de minute traficul rutier a fost blocat. Accidentul s-a produs în zona Sântu Halm de la intrarea în municipiul Deva. Autoturismul condus de o femeie care se îndrepta spre Hunedoara s-a ciocnit cu o mașină condusă din sens opus. Accidentul rutier s-a soldat cu rănirea ușoară a șoferiței și cu avarierea celor două mașini, una dintre ele rămânând fără motor, toba de eșapament și una dintre roți. Traficul rutier a fost blocat pentru circa 30 de minute în zonă, iar coloanele de mașini s-au întins pe mai mulți kilometri.